Guvernul pregătește introducerea celei mai originale taxe din România, taxa pe nevastă. Asta înseamnă că cel care lucrează trebuie să plătească asigurări de sănătate și pentru soțul sau soția, care n-au loc de muncă, dar și pentru copiii majori aflați în această situație. Premieră în România. Guvernul intenționează să introducă cea mai originală taxă din ultimii ani, taxa pe nevastă. Această taxă înseamnă, în fapt, că într-o familie ceva mai înstărită, cel care lucrează trebuie să plătească asigurări de sănătate și pentru soțul sau soția care nu are loc de muncă, dar și pentru copiii majori aflați în această situație. Reacțiile românilor nu au întârziat să apară. Taxă pe nevastă. Da? Știți despre ce vorbesc? Nu cred că e o glumă. Ar fi bine să fie o glumă, dar nu este. Dumneavoastră ca soț, dacă lucrați, iar soția este casnică și stă acasă, trebuie să plătiți o taxă pentru ea. La fel și pentru copiii care au mai mult de 18 ani. Da, ce okay. Părere aveți? O părere nu prea bună despre chestia asta. De niciodată nu mi-am pus problema ca soția mea să fie casnică. Aș fi dispus să plătiți această taxă? Da, depinde cât de multă valoare ar avea soția mea. Fi dispus să plătești o taxă doar pentru faptul că soția ta stă acasă? Nu. Divorțez. Spuneam multe taxe. Cu banii astfel obținuți, guvernul vrea să acorde un ajutor suplimentar, începând cu luna septembrie pentru familiile cele mai sărace care se încălzesc cu electricitate, iar din 2014 vor crește venitul minim garantat și nivelul alocațiilor familiale. Anchetele pentru obținerea acestora urmând să fie de asemenea simplificate.